Această rubrică vă este oferită de Sanador. Apariția plăcilor de ateron este un exemplu în care se limitează sau se oprește debitul de sânge spre miocard. Există mai multe soluții chirurgicale pentru tratamentul acestei probleme. Despre intervențiile și soluțiile din chirurgia coronariană discutăm cu domnul profesor universitar dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Care sunt cele mai frecvente tipuri de intervenții din chirurgia coronariană? În chirurgia coronariană vom trata pacientul care inițial a fost bilanțat de cardiologul intervenționist, care a beneficiat de o coronarografie care relevă locul unde sunt și extensia leziunilor coronariene. Odată ce în echipa medico-chirurgicală se pune indicația de intervenție de bypass sau ortocoronarian, se practică aceste intervenții, care pot fi de mono, dublu, triplu, quadruplu bypass sau ortocoronarian. Ceea ce este important de știut este că cea mai bună intervenție pentru un pacient este revascularizarea miocardică, deci practic bypassul aortocoronarian cu cele două artere mamare, cu cele două artere toracice interne. Este o operație salvatoare de viață și de asemenea este o operație care atunci când este bine făcută de o echipă medicală cu experiență va ține toată viața. Durabilitatea acestei operații este net superioară operației tradiționale, așa numitul bypass cu vene. Deci calitatea și durabilitatea și prognosticul pe termen lung la această operație migăloasă depinde foarte mult de tipul de intervenție și de echipa chirurgicală care realizează intervenția. Ca să înțelegem mai bine, care sunt soluțiile chirurgicale preferate și de ce anume? Cea mai bună intervenție este bypassul aortocoronarian. Mai sunt intervenții care se practică la pacienții cu risc mare, cum ar fi revascularizarea miocardică cu laser, dar a cărui prognostic pe termen mediu și lung este defavorabil. Soluția numărul 1 este bypassul aortocoronarian, iar cea mai bună intervenție de bypass coronarian este bypassul aortocoronarian cu artere toracice interne. Deci arterele au o superioritate din punct de vedere al durabilității și a viabilității de zeci de ani superioară bypass-urilor cu vene. Ce beneficii are pacientul din utilizarea grafturilor arteriale? Beneficiile sunt majore. Practic, pacientul, odată ce a fost operat, nu va mai avea nevoie de o a doua operație. Sigur, este important ca pacientul să urmeze o disciplină de viață strictă, un regim igienodietetic normal și durabilitatea acestei intervenții este fără comparație față de celelalte alternative. Să ne aducem de aminte de fostul președinte american Bill Clinton, care din păcate a beneficiat de niște bypass-uri venoase și știm asta în comunitatea noastră chirurgicală. După 7 ani, 2 din graftarurile venoase s-au închis și atunci din păcate a rămas fără soluție. Deci de aceea este foarte important că această operație, care este greu să se realizeze încă o dată, să fie făcută bine de la început. Bun, dar poate alege pacientul tipul de graft utilizat? Pacientul își poate alege echipa chirurgicală care are expertiză în realizarea acestei intervenții. De aceea este foarte important dialogul inițial, discuția preliminară dintre pacient și echipa chirurgicală, în care pacientul va solicita o astfel de intervenție și va discuta despre expertiza echipei respective în realizarea acestei intervenții. Acest lucru se practică frecvent în Franța, Germania sau Statele Unite. Trecem la vorbim toți de medicina viitorului, medicina personalizată și pacienții trebuie implicați din ce în ce mai mult în luarea unei decizii care evident îi va afecta pe ei pe termen lung. Domnule profesor doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, o zi frumoasă.
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.